6 august ne apropiem de Nafplion. Ne apropiem de Nafplion, dragilor. O să ajungem în jurul orei 1 la Nafplion. Ieri am plecat din Chierchira sau Corfu și e foarte mult de mers, de navigat, dacă vă uitați pe o hartă din Nafplion în Corfu. O să avem o oprire de 6 ore, am impresia, și după aia mâine mergem în Pireu, în Atena. Au venit cu bărcuța să ne ia, să ne ducă pe țărm, în Nafplion. Pe care au construit o fortăreață, au umplut-o cu tunuri, bineînțeles, și această mică fortăreață păzea intrarea în portul acestui oraș. Primul lucru când ieși din zona portoară, te întâmpină aceste terase unde se halește ce altceva decât giro. Bă, dar uite cum arată. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, mamă. Așa că astăzi mi-am propus să ajung acolo sus. Sunt nu știu câte sute de trepte, dar chiar îmi doresc să ajung acolo sus. Ia uitați ce frumos. Un parc aici, în mijlocul Nafplionului. O oază de verdeață, ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta, ce talent are. Așa că băieții urcă sus pe deal, la fortăreață, și fetele merg la shopping. Hai să vedem, ajungem până sus sau ne dăm după când ajungem sus. Ia uitați, vedeți capul de leu? Ăsta e primul indiciu că aici au fost venețieni. O să vă povestesc un pic mai încolo, că m-am documentat un pic despre Nafplion. Are o poveste cel puțin interesantă. Și o să vedeți de ce imediat. Ia uitați, mă, dragilor. Deci nu-mi vine să cred ce am găsit aici. În mijlocul orașului, niște șine de tren dezafectate și o locomotivă făcută la Reșița. Vedeți? Nu înțeleg care-i faza. Aici totul pare bine îngrijit și aici găsim case chiar frumoase, dar abandonate. Nu știu ce să cred despre acest loc. Vedeți că e totul pavat, frumos, cu marmură, cu granit, cu ăsta, dar aici e abandonat, aici e ok, acolo e frumos. Mi se pare ciudat așa. Ciudat. Ia uitați, aici este o mică macara. Vedeți? Și e pusă deasupra șinelor care au mai rămas. Și cu aceste macarale, probabil că erau activate manual, descărcau vagoanele. Vedeți? Ce tare! Da, trebuia să vă arăt. Am găsit un Jeep Defender TDI, cred că era de armată, probabil că are, cine știe, din anii 50, probabil. 50-60. Așa că începe urcarea, dragi prieteni. Părăsim străzile orașului și începe ascensiunea. Hai să vedem dacă reușim. Un localnic ne-a spus adineaori că e prea cald și că o să leșinăm, nu o să reușim. Noi cred că o să-i demonstrăm contrariul. Ia uitați, am descoperit aici adaosuri la fortăreață care păzeau accesul, făcute tot de venețieni. Vedeți că e exact aceeași formă la ziduri ca și cele din Cotor, din Montenegro. Dar aici trebuie să aveți mare atenție că nu sunt balustrade și foarte ușor poți să cazi. Ia uitați, am mai găsit un simbol venețian. Vedeți leul venețian acolo? Vedeți ce frumos e? Leul venețian înaripat. Ia uitați ce frumos e. Ia uitați ce bastion frumos.
E păcat că asemenea locație istorică e vandalizată și brutalizată. Asta? Și gunoaie și grafiti. Sus, uite acolo, e sus. Uite acolo, sus, sus, sus. Și nu e păstrat, nu e... Nu se îngrijește lumea de asemenea bogăție istorică. Probabil că nu sunt fonduri. Aici este cealaltă parte a cetății și acolo, cum vă spuneam, era plin, plin, plin de tunuri și toate vasele care încercau să penetreze aici în port, în Afplion, erau bombardate și erau scufundate. Afplionul, dacă vă vine să credeți, prima atestare istorică nici nu vine de pe tărâm european. Dacă vă vine să credeți, într-un mormânt al unui faraon, nu mai țin minte care, că sunt prea multe nume, prea multe date, era menționat acest port. Era menționat ca port de importanță, vă dați seama, dacă în Egiptul antic, acum peste 2000 de ani, era menționat, înseamnă că chiar era importantă această locație. Deci, în primă fază, elenii, Magna Grecia, aici ne aflăm în Peloponez, printre altele, și grecii au construit prima așezare. După aia, bineînțeles, când Imperiul Roman a început ascensiunea, au cucerit acest loc. După aia, Imperiul Roman s-a împărțit și a devenit Bizanț. Și a rămas sub stăpânire bizantă până când, știți când? Când, la un moment dat, dacă vă vine să credeți, a intrat pe mâna francilor, a francezilor. Ce căutau francii aici? Ei bine, francii, în perioada cruciadelor, se duceau să-i libereze Pământul Sfânt, se duceau la Ierusalim, iar unul dintre porturile care le foloseau ei ca să navigheze spre Ierusalim și spre Israel era Afplionul. Așa că francezii și-au construit aici un cap de punte. Nu cred, tati. Da. Apropo, când eram în Portofino, iahtul acela frumos pe care l-am pozat și l-am filmat era al lui Cristiano Ronaldo. Noi nici nu știam. Da, și ce s-a întâmplat mai târziu? Francezii au folosit acest port ca o punte, au și făcut un regat, regatul Moriei sau ceva de genul. Și pentru că nu erau capabili să apere acest teritoriu îndepărtat de baza lor principală, adică Franța, au decis să vândă decât să-l piardă, au zis, băi, îl vindem. Și l-a vândut la cine? La venețieni. Iar venețienii și-au creat aici o bază și au stăpânit-o timp de câteva sute de ani, până când ce s-a întâmplat, Imperiul Otoman și-a răspândit tentaculele în toată peninsula balcanică și a reușit să pună mâna pe Afplion. Mai poți, Mateuț? Bravo, bă, ești bărbat. Ești bărbat între bărbați. Avem apă, am apă, vrei? Ascensiunea devine din ce în ce mai brutală, mai verticală, pe măsură ce ne apropiem de vârf. E treaptă lângă treaptă lângă treaptă. Și acum, ia uitați, acum aș spune cuvântul pregătirea fizică. Ia uitați ce mișto e plaja acolo. Wow! Super tare! Tati, vrei să ne oprim numai acolo? Luăm o pauză, bem apiță, tati, și continuăm când poți. Unde e jucătorul nostru? Fation. El are? Ia uite cine e în formă. Luca e în formă. Baga. Hai, Mateuț. Vedere aeriană din avion. Cât mai avem, tata? Nu suntem în avion. Ia uitați bărbatul lui tata cum urcă el. Ne-a înfricat. Și aici cred că este intrarea în cetate, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Hai, Mateuț, hai, tata. Sunt toate scările care mai avem? Da, 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 uite, până sus, acolo, hai. Ia uite ce frumos e. Așa trebuie să fie și la cetatea, la Poenari.
adevărata furtăriață a lui Vlad Țepeș. N-am reușit să ajung încă, dar chiar îmi doresc să urc sus la Poenari. Traseul trebuie să fie foarte asemănător. Don't get too close to the edge. Dă-te înapoi, Mateo. Gagiul ăsta care face jogging deja a urcat și a coborât de două ori de când noi am început. Așa că se poate, uman este posibil. Aveți dovadă vie. Numai că na, Mateo s-a băgat acolo la umbră. Nici nu vrem să forțăm nota prea mare, prea tare. Tony! Tony! Yes, brother, you can do it! Tell me if you can find a name, because now I was just discussing that. Yeah. Am ajuns sus. But you want like a cool place and quiet, or like a busy place? Quiet. Quiet place. Γιατί τώρα αυτό, αν τα σκαλοπάτια σκέφτω, πού θα αγοράζει ναι. Σπίτι στην Αθήνα. Α, να αγοράζει σπίτι. Ναι. It depends, man, now, γιατί έχουν οι τιμές είναι διαολεμένες. Ναι, άστι τιμές, τιμές ναι. Δεν μας πειράζει, ναι. Περιοχή. Η περιοχή, προς κοντά στη θάλασσα ή βουνό. Σε βουνό. Κοντά στη θάλασσα ή στο βουνό. Αν πλατήσει η intrarea, 8 ευρώ de căciulă. Trebuia să ne plătească ei pe noi, că am ajuns aici. Nu să-i plătim noi pe ei. Deci omul ăsta de 3 ori a făcut chestia asta. A participat la maratoane, maratonul Muntelui Olympus, care e un mountain marathon, adică trebuie să faci maratonul de 44 de kilometri, dar în altitudine ajungi până la 3000 de metri altitudine. Vă dați seama? Vă puteți da seama? Incredibil. Dragilor, acesta este rezultatul muncii noastre, foarte asidue, sau cum se zice, asidue, nu mai știu. Așa arată furtăriața. Ia uitați, ne-am împrietenit cu omul ăla, îl cheamă Vasilis, e din Atena. Și am vorbit cu el, poate o să ne întâlnim mâine cu el în Atena. Părea foarte de treabă. Lucra să găsească tratamente împotriva cancerului. Și l-ați văzut pe om ce în vână era, ce în forță era. Când i-am spus că mă cheamă Olimpiu, a zis că vin din Muntele Olimp. Băi, panorama este spectaculară. Așa că eu cred că tot efortul depus s-a meritat. Am transpirat și toate berile care le-am băut azi. Se zice că nu-i bine să bei bere când faci efort fizic, dar eu pot să vă demonstrez contrariu. La mine funcționează. Ah, și uite că cetatea e mai în sus. Tony, look! There's more to come. Yeah. Holy smokes, man! Yeah. E bine că aici e și o cafenea, putem să bem o apă, o bere, un suc. Bă, dar e chiar impresionant. De ce trag clopotele, Fation? Ding, ding, ding. So, this bell, you know why they use it? If they see enemy ships coming into the harbor, they will bang the bell. This is the alert, the alarm. Bang, 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 bang. And then all the soldiers, they come from the inside, from the underground. Se postează aici pe ziduri cu muschete. Bineînțeles că cu muscheta, dacă tragi de aici în barca aia, glonțul, probabil că nici nu ajunge la barcă. Dar aveau tunuri. Și oricum, tunurile de pe citadele de aici, cred că n-au tras prea des, pentru că până să tragă tunurile astea, trebuia să tragă tunurile de acolo și de pe insula aia mică, unde e prima fortăreață. Deci e aproape imposibil de cucerit de pe mare această fortăreață. Și nu cred că s-a întâmplat vreodată să fie cucerită de pe mare această fortăreață. A, și ia priviți! Ia priviți! Leul venețian în aripată.
Adineori vorbeam, am întrebat-o pe o doamnă, că am văzut că avea o legitimație și am crezut că e ghid aici, ea era gardian. Și am pus câteva întrebări referitor la cine a stăpânit și cine a construit. Săraca era paralelă, n-avea nicio treabă cu realitatea. Când i-am spus că și francii au trecut pe aici, a zis, nu, nu se poate. Dar mă rog, e păcat că locuiește aici și n-ai habar despre propria istorie. Dar un lucru care nu l-am menționat și trebuie să-l menționez este faptul că Nafplionul a fost prima capitală a Greciei când era Kingdom of Greece pe la 1800, nu mai știu, regele Otto, așa se numea. Aici a fost prima capitală a Greciei, stat independent modern, ceea ce nu e puțin spus. Și aici este steagul Elen. Vedeți? Și aici este panorama asupra orașului Nafplion. Prietenul meu, Fation, chiar spunea, bă, hai să punem bani să construim un teleferic, o telecabină. I-am zis, băi, până ajungem noi să construim aici o telecabină, ne mănâncă sistemul. A zis, bă, nu ne trebuie mai mult de un milion. Zic, bă, nu ne trebuie mai mult de un milion să mituim primii trei funcționari. Vă dați seama că în Europa te mănâncă funcționarii și sistemul, n-ai nicio șansă. Dar ar fi o idee bună să construiești aici o telecabină sau un telescaun. Și vedeți că este... Vedeți, nu este securitar deloc. Vie aici cu un copil, Doamne ferește, uite, direct, jurul pe cap, bang. Foarte puțină securitate. Mi se pare absurd, adică, bă, dacă tot vrei să faci o atracție turistică, măcar fă ceva securitar. Vrei să faci pișo? Hai că mergem, tati. Hai. Hai că ți arată tata. Nu, tati. Luca? Nu, tati, du-te și caută, hai. În căutarea toaletei am găsit intrarea în bastion. Bă, dar nu-i pe aici. Nu-i pe aici, tati, hai. Asta se pișe pe el. Păi nu poți să te piși pe ruine, mă, tati. Uite, pe aici trebuie să fie. Na, că am găsit și Buddha. Opa, așa. Ia uite unde s-a urcat aici moșul. Bă, dar nu pot să-mi iau ochii de pe priveliștea asta, de pe panorama asta. Mi se pare fabuloasă panorama asta. Vedeți că pe pietre au pus bandă adezivă, antiderapantă, că sunt așa de lucioase și dacă și plouă un pic, vii și îți rup capul aici. Dar așa ai un pic de grip. Nu m-am putut abține și am luat-o aici pe interzis. Aici n-ai voie să fii, pentru că e drumul spart și probabil că e foarte periculos. Dar ia priviți cât de frumos poate să fie. Am făcut și poze cu steagul Greciei. Trebuie să dăm Greciei credit pentru faptul că în Grecia s-a dezvoltat civilizația vestică. Deci tot ce, când vorbim de Western World, de aici vine. Aici au fost primii filozofi, primii matematicieni, primii dramaturgi. Aici s-a inventat democrația. Deși democrația nu este democrația din ziua de azi, în care toată lumea are voie să voteze. Atunci, pe vremea, votau doar cetățenii, plebea și femeile și sclavii n-aveau voie să voteze, bineînțeles. Dar de la ei avem foarte multe opere de artă, avem arhitectură, matematică, cum am mai spus, dramaturgie, comedie, medicină, dacă vă uitați dacă ne uităm la lexicul care se folosește astăzi, la toate denumirile de plante sau de medicamente sau de temirce, toate au la bază denumiri elene, adică grecești. Deci e foarte important să apreciem totuși ce ne-a lăsat moștenire, civilizația Elena. Da, aici chiar că e interzis să fii,
Dar nu m-am putut adățele să mă pun aici. Fabulos. Fabulos acest loc. Casa noastră plutitoare. Casa noastră plutitoare. Ia uitați ce am descoperit. Astea sunt scările din curtea interioară care sunt inaccesibile. Vă dați seama să aduceți material de construcții până aici sus? Vă puteți închipui ce muncă titanică a fost? Fabula sau? Ia uitați! Am ajuns aici. De aici cu o muschetă sau cu o pușcă puteai să tragi în inamici și să fii protejat în același timp de ziduri. Da, păcat că nu e prezervată mai bine, pentru că dacă urci, ai o priveliște mult mai frumoasă asupra împrejurimilor, numai că nu este securitar, asta e problema. Dacă vii cu copii, uite, aici nu e balustradă, direct ți-ai rup căpățână. Trebuie să facă ceva ca să facă locul mai securitar. Oamenii mari sunt ok, dar un copil, Doamne ferește. Mateo m-a întrebat acum dacă astea sunt bombe. Ei bine, astea nu sunt bombe, sunt ghiulele. Pentru că bombele aveau și o încărcătură cu explozibil. Ori astea erau doar niște bile de fier, din metal sau din bronz. Și când erau trase de tunuri și atingeau zidurile, formau cratere și distrugeau clădirile. Ia priviți ce dimensiuni. Da, vă dați seama ce dimensiune. Ia uitați cât de mare. Vă dați seama ce dimensiune trebuia să aibă tunul. Tunul care trecea asemenea ghiulele. Vă puteți da seama? Incredibil. Și aici vedeți că s-au făcut multe modificări de-a lungul timpului. În sensul că vedeți, aici erau niște arcuri. Vedeți arcul? Arcul așa și după aia le-au modificat. Probabil că și-au făcut aici niște apartamente, niște Airbnb-uri, să iasă un leu. Uite, aici e și o mică capelă, o mică biserică. Ia uite ce am găsit. To the prison of Colocotrones. Să vedem cum arătau temnițele și închisorile. Ia priviți ce intrare mică. Bine că intrarea era mai mare, vedeți că era arcuită aici. Hai să vedem ce e aici înăuntru. Dragilor, am intrat prin acest pasaj. Bă, băiatul. Băi, băiatul. Vedeți că era ușa mai mare, numai că a fost baricadat. Aici te băgau în temniță. Jesus Christ. This is not too pretty, huh? Holy smokes. So this is where they used to keep the prisoners, the people that were being very naughty. They used to throw them in here in this hole. Jesus Christ. Okay, let's get out. Mama, Doamne ferește. We're coming out.
Doamne ferește, vă puteți închipui cam ce condiții aveau ăia. Își făceau nevoile fiziologice acolo și probabil că printr-o găurică mică le arunca niște mâncare și niște pâine odată la două zile. Ferească Dumnezeu. Îți place Mateuț? Da, Luca m-a luat șapca. Nu-i nicio problemă, vezi că tati filmează. E fabulos acest loc. Și aici e ultima ascensiune. Very beautiful. And you see the arches, the gate was there before. Initially it was there and then there and then they made it into a small door. I wonder why. So close to the camera. And through here they would watch who's approaching and shooting through here. It's very impressive. You see, here they used like raw rock. You see? But you see, they kept the line. You see how they kept the line? To make sure it's square. So the masons that they had here, man, impressive. Impressive work. The masonry. But look how huge this rock is. Imagine this weighs what, 2-3 tons? How do they look? With cranes. Mm-hmm. Da, vasul nostru s-a mișcat și a scos nisipul de pe fundul apei la ivială. Aici trebuie făcute poze, dragi prieteni. Fai de capul meu. Pe măsură ce urcăm, descoperim că nu se mai termină. Ia uitați aici. Ia uitați cât mai e. Incredibil, și noi credeam că s-a terminat. Dimpotrivă, ia uite cât mai e. Asta nu a prostii face. Trece aici! Ce? Trece aici! Aruncă cu pietre. Doamne ferește, mai arunci o piatră și să mai prăvălesc niște bolovani, mai omor pe cineva. Bă, dar eu mă întreb, la ce au construit, bă, ziduri și aici, în vârful muntelui? Că doar de pe mare, sau probabil că puteai fi atacat și de aici, din spate. E impresionant, băi, deci suntem deja la, nu știu, 600-700 de metri altitudine, probabil, sau mai mult. Și au construit ziduri și aici. Ia uite, aici e o poartă. Ia să vedem ce ne rezervă această poartă. Ia uite, bă, băiatule. Băi, ești nebun? Ia uite unde am ieșit. Extraordinar. Deci, uite și aici e Goldens. Pe aici turnau smoală încinsă și apă fierbinte prin gaura asta. Dacă te apropiai de ușa asta, îți cădea ceva în cap. Wow. Deci e absolut fenomenal, Mateo. E incredibil, deci n-am cuvinte să vă descriu. Te rog frumos, ai mare grijă, ok? Okay. Hai, continuă. Aici s-a surpat o porțiune de zid, probabil că s-au dărâmat stâncile astea și a trebuit să facă o pasarelă din metal. Fabulos! Ia uite-mă! Ia uite-mă, frate-mă! Incredibil! Ei bine, am ajuns în cel mai înalt punct. Cred că e cel mai înalt punct. Deși, da, fortificațiile continuă și acolo, și acolo, și acolo. Și probabil că ăla e cel mai înalt punct. Da. Ai văzut, Mateuț? Cactușii fac fructe, ai văzut? Ia uite. T-a înțepat? Păi are țep, da. Ce? Trebuie să vedem ce e înăuntru. Hai să ne uităm înăuntru. A ce miroase? Bia. Hai să-l deschidem. Ia uitați cum arată înăuntru, e un fel de pulpă. Ia să vedem. Ce, tati, te rog. Tati, dacă mănânci o supă. Miroase a
pară, mă, parcă ea. Black, da. Nu, mă, pară să mănânci? Nu, mănânc, nu. Eu am mai avut experiențe cu mâncatul fructelor necunoscute și era să mor în San Kitts and Nevis. Am mâncat mere de pe jos ca prost. Mere otrăvite. Da. Ce? M-am înțepat. Și, păi și eu am o grămadă de țepi. Eu am o grămadă, îl vedeți țepul, da? Am o grămadă de țepi. Nu doar unul. Ce fac, tata? Păi nu știu, acum cred că o să moare. Nu știu ce se întâmplă. Da. Oh, Doamne. Na, și aici zice că partea asta a zidului e partea cea mai vulnerabilă a dealului Palamidi Hill, și se pare că pe aici au reușit invadatorii otomani să intre în cetate în 1715, iar de asemenea în 1822 grecii au reușit să revendice această cetate pentru Grecia. 1822, în noaptea de pe 29 noiembrie. Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Deci cât de impunător pare la exterior, întotdeauna vedeți că există și călcâiul lui Ahile, există și punctul slab. Deci ăștia au venit probabil pe acolo, sau cine știe pe unde, au venit noaptea pe furiș, au reușit să pătrundă prin ziduri și după aia i-au căsăpit pe băieți. Ce să faci? Se mai întâmplă. Asta este istoria. Ai țepi? Te dor țepii? Da. Ok, hai că te rezolv acum. Ia uitați, prietenii noștri s-au urcat acolo sus, pe cel mai înalt punct. Și le-am făcut niște poze frumoase. Ce suflă vântul, mă, dar rămâne pe bolovan. Plecăm. A fost foarte frumos. Ia uite, am găsit antenele de la telefon. Dacă aici n-aveți semnal, înseamnă că vă e stricat telefonul. Da, iată că am ajuns și eu în punctul cel mai înalt. Așa se vede panorama. Da, cine știe ce e asta? Asta e un punct de referință pentru arpantori. Așa că când vii să-ți faci, când vinzi cetatea și ai nevoie de un certificat de localizare, o să vină tehnicianul, topometru, topometristul, arpantorul, geometru, și se folosește de aceste puncte de referință ca să creeze schița, ca să ai în detalii dimensiunile și cotele de înălțime respectiv ale acestei locații. Ia uite și acolo în depărtare, ia uite ce au grecii. Au mor de vânt. Vedeți această rampă? Tunurile nu puteau să urce pe scări. Așa că trebuiau să facă rampe pentru roțile tunurilor. Probabil că foloseau cai sau măgari sau bivoli ca să tragă tunurile în sus. Și nu puteau să urce treptele. De aia sunt rampe. Rampe de acces. Înapoi jos e o plăcere. Vă dați seama că sunt peste 1000 de trepte până unde am fost noi. It's only Ellen and Melina and Chloe going, or all of the girls are going. Oh, the girls. Hey, s-au întâlnit băieții cu fetele. Nouă ne tremură gladiolele. Și pe bune dreptate, că ia uitați de unde veni. Taman de acolo, de sus. Ce faci tu, iubito? Cum a fost azi? A fost bine? Da?
Aici, dacă puteți să... Da, Oliviu, ți-a zis lui tati. Da, imediat. Aici sunt fete din Albania, din România, din Serbia, Polonia și Grecia, care lucrează în acest restaurant. Așa că vorbim toți pe limbile noastre, pe românește, pe albaneză, pe grecește. Ce fain! Tu poți deschide ușa acum? Care ușa? Acolo, nu știu. Unde? Ok, stai așa. Băi, eu am crezut că e un dentist aici, da? Nu e niciun dentist. Face doamna asta giro, ia uite ce mișto. Ce mișto, frate. Mamă, dar miroase, miroase demențial. Dragilor, așa arată Giro sau Hiro, Lou Smith, cu roșii, cu feta, cu berică. Aici la mama ei în Grecia. Asta e meniul, numai că e în alfabetul lor. Dragilor, aici se încheie, dragilor, că nu mai știu să vorbesc. Aici se încheie vlogul din Naflion. Mami n-a fost cu noi sponsored astăzi. By Alec Petrescu Gallery, da? Bravo, da, din Mexico. Din Mexico. Fetele n-au stat cu noi astăzi că s-au dus la cumpărături. Noi am mers. Au umblat creanga prin oraș. Noi ne-am dus taman acolo pe fortăriață. Și a fost o zi faină astăzi. Ne vedem mâine în Pireu și Atena. Ciao, ciao. Ei, așa se face îmbarcarea prin tender boat. Vine bărcuța asta mică, se parchează aici la cheiul ăsta. Și aici e aer condiționat, diferența de temperatură 15 grade Celsius.